Noul dispensar uman din comuna Rona de Jos va fi dotat cu aparatură modernă după ce primăria a câștigat un proiect finanțat prin PNRR în valoare de peste 260.000 de lei. Este vorba despre componenta C12, dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești din cadrul PNRR, pentru care primăria Rona de Jos, în colaborare cu medicul de familie Pițura Irina, au depus proiect în vara acestui an. Ministerul Sănătății a publicat recent lista proiectelor câștigătoare, iar din cele 1887 de cereri depuse spre finanțare, proiectul depus de primăria Rona de Jos se află pe locul 11. Astfel, dispensarul uman va fi dotat cu echipamente moderne precum electrocardiograf digital, ecograf portabil, aspirator portabil oral-nazal și traheal, spirometru digital, dar și multe alte echipamente IT și aparatură de specialitate. Momentan, lucrările de construire a noului dispensar uman se află pe ultima sută de metri, urmând ca în scurt timp să fie inaugurat și dat în folosință. Clădirea este formată din demisol și parter, unde vor fi două cabinete medicale, două săli de tratament, o sală de așteptare, un depozit de deșeuri medicale, un sterilizator, trei grupuri sanitare, un spațiu administrativ și un vestiar pentru personal.